fetiță de 9 ani a fost lovită pe trecerea de pietoni în municipiul Satu Mare. Accidentul a fost provocat de o femeie în vârstă de 49 de ani care susține că unul dintre copii, respectiv o fetiță de 9 ani, i-ar fi sărit în față. Polițiștii au testat șoferul cu etilotestul, rezultatul fiind negativ. Polițiștii de frontieră se pregătesc pentru afluxul de călători din perioada floriilor și a sărbătorilor pascale. În acest sens, Poliția de frontieră a dispus măsuri organizatorice de suplimentare a personalului repartizat la controlul documentelor până la capacitatea maximă permisă de infrastructură. Polițiștii din cadrul Biroului de Investigații Criminale, în urma activităților specifice desfășurate, au reușit stabilirea identității cadavrului cu identitate necunoscută, găsit sâmbătă în râul Someș, pe raza municipiului Satu Mare. Este vorba despre Cuc Vasile, în vârstă de 58 de ani, din Racșa.